asupra acestei axe. Domnul primar, există o problemă reală pentru persoanele cu dizabilități, pentru persoanele care le îngrijesc acești beneficiari. Ce se întâmplă? Nu e primul an și este, nu știu câta oară când suntem în această situație. Din păcate, toate guvernele, nu sunt mai de acest guvern, de, și de celelalte guverne, ca să nu înțeleagă cineva că avem o anumită problemă cu un guvern, ne creează această problemă, nu nouă să spun, dar și nouă autorităților publice locale, dar mai în special persoanelor care sunt în această situație și așa într-o familie sau o persoană cu handicap și așa are această situație nefericită, dați-vă seama că suntem în situația în care guvernul nu ne-a alocat toți banii, așa cum prevede legea, cu destinația pentru plata acestor persoane însoțitoare pentru persoanele cu handicap. Practic, acești oameni sunt niște salariați care sunt plătiți de către guvern, Ministerul Muncii, Ministerul de Finanțe. Guvernul tot timpul știe câte persoane sunt în plată, noi transmitem toate datele, am atenționat din timp acest lucru, ne-am asumat obligațiile pe care noi le-am îndeplinit privind cota noastră de participare din totalul acestor sume. Toate acestea, iată, în 15 decembrie este zi de plată de salarii, dar acești bani nu există, iar din datele care avem noi astăzi, la această oră, după ce am luat legătura cu persoane pe diferite paliere din cadrul Ministerului de Finanțe, mi s-a spus că nu sunt bani. Așa că solicit instituției prefectului, în primul rând, pentru că prefectul este guvernul României în teritoriu, Ministerul de Finanțe, adică Finanțele Publice Brașov, poate că ei n-au înștiințat despre această situație, deși este greu să cred acest lucru, parlamentarilor de Brașov să își facă treaba și să facă demersurile ca acest guvern să își rezolve, să răspundă acestor necesități. Și așa noi am fost văduviți de sume la începutul anului, când s-a aprobat bugetul României prin lege, și când municipiul Brașov i-au fost luate 75 de milioane de lei. 75 de milioane de euro, în bani sunt 750 de miliarde. Mi s-a promis, și așa s-a spus și public aici în ședințe și pe alte canale publice, că acești bani până luna decembrie vor fi returnați municipalității. Suntem în 11 decembrie, astăzi nu s-a returnat nimic. La rectificarea din octombrie am primit 5 milioane, care 5 milioane s-au pulverizat, de fapt suntem pe minus, pentru că Ministerul de Finanțe ne-a luat și niște economii care le-am făcut pe proiectul Român-Elvețean pentru reabilitarea unităților de învățământ. În economiile care le-am făcut, noi am convenit cu partenerii elveției ca acești bani să îi cheltuim tot pentru unitățile de învățământ care sunt în lucru în momentul de față, cu dotări sau cu logistică în aceste unități de învățământ. Culmea, partea elvețeană a fost de acord. Ministerul de Finanțe ne-a luat acești bani. Deci ce ne-a dat în octombrie? Ne-a luat, de fapt, banii care noi am făcut din economii pe alte capitole și ne-a luat și pe aceștia. Adică nu numai că nu ne-a dat banii care sunt datorați la municipiul Brașov, ne-a luat și ce era al nostru. Adică nu ne-a dat, ne-a mai luat. Adică din acest punct de vedere. Există posibilitatea ca să luați elușirea. Ori dacă acum mai adăugăști cele 1.300.000 pentru aceste categorii de persoane, practic suntem minus mai mult decât am fost la începutul anului. Înseamnă că suntem într-o situație foarte, foarte delicată din acest punct de vedere. Noi sperăm ca cei la care am făcut referire, prefectul și cu ceilalți reprezentanți ai guvernului, teritoriu sau Ministerul de Finanțe, să vireze acești bani municipiului Brașov, în așa fel încât noi să ne facem datoria să virăm acești bani în contul salariaților care sunt însoțitori pentru persoane cu handicap. Vreau să vă spun că această situație nu este numai în Brașov. Am discutat astăzi cu toți primarii din județ, ne-am întâlnit la o altă întâlnire pe probleme de mediu și acolo din discuțiile care le-am întrebat. Toți sunt în aceeași situație și sunt, dați-vă seama, comune sau localități care au și așa probleme de funcționare, dar apoi să mai aloce bani pentru aceste persoane. Este păcat că se întâmplă acest lucru, mai ales în preajma sărbătorilor, când fiecare dintre noi avem... Deci ce trebuie să știe oamenii ăștia? Că suntem în această situație, iar dacă banii nu vin până în 15, când putem să facem plăți, să facem procedurile cu trezoreria, intrăm după aceea într-un blocaj pe final de an, când va fi greu din punct de procedural să facem acest lucru. Dar eu sper că guvernul își va face datoria față de cetățenii municipiului Brașov și cetățenii României, până la urmă. Deci veți amâna sau veți plăti doar jumătate din... Nu știu să vă spun la această oră, urmează să facem o analiză cu structura de buget proprie, să vedem
în ce situație suntem, să vedem dacă putem să luăm din altă parte bani, pentru că sunt cheltuieli care nu pot fi acoperite din fonduri care sunt alocate pentru investiții sau pe capitolul dezvoltare, pentru că acestea sunt cheltuieli cu capital uman de funcționare și avem și o altă prevedere într-o altă reglementare tot emisă de guvern care ne spune că nu avem voie să facem. Pe de parte suntem și în situația, dar pe altă parte nici nu avem cum să facem acest lucru. Iar din datele care le am eu așa, din câte știu eu, și pe la învățământ sunt ceva probleme legate tot de plata.